Țicu apare în fața lui, Vătăjelu caută o soluție pentru Careu, Rogulić, cu o centrare bună, Rogulić, gol, Rivaldinho! Gol, Rivaldinho, dar centrarea a fost superbă, perfectă, bine lansată de croatul Rogulić. Entuziasm enorm în tribune. Acolo n-a sărit Mataus. Curioasă fază. Am văzut că Mataus s-a uitat lung apoi la Vâlceanu, ca și cum ar fi sugerat că se aștepta ca Vâlceanu să iasă la această centrare. Privirea tristă a lui Mai Constantin, cât de aproape a fost de o mare surpriză. Iată încă o dată faza. Rogulić, priviți-l pe Mataus. Și după părerea mea și Pașov este mai vinovat, mai vinovat decât Mataus, pentru că Pașov trebuia să-l ia pe piept, el, să-l ia pe piept pe Rivaldinho. El îl vede pe Rivaldinho, trebuia să stea aproape de el și să sară cu el. Plonjonul brazilianului. Și iată două schimbări făcute bine de Rădoi. Ambii jucători contribuie la acest gol, Rogulić cu centrarea și Rivaldinho. Da, ochii triști și goi. Și Rogulić cu prezență decisivă la ambele goluri, pentru că el a executat lovitura liberă, da, din care a marcat Campanu și a trimis foarte bine pe poartă. Iar acum centrarea merită toate felicitările. Și Gaman în locul lui Căpățână. Solicitat la maximum. Rădoi a trecut la mâna stângă acum. Era la dreapta, a avut-o pe dreapta mai întâi. Da.